Bine ați venit în bucătăria lui Adi Jo. Astăzi vom face pizza salami. Pentru blat vom avea nevoie de 380 de grame de făină, 4 linguri de ulei de măsline, o linguriță de drojdie uscată, o linguriță de zahăr, o jumătate de linguriță de sare, 300 ml apă călduță și vom mai avea nevoie de încă puțină făină pentru blatul de lucru. Pentru umplutură vom avea nevoie de salam 400 de grame, cașcaval ras 350 de grame, sos de roșii picant și busuioc tocat. Voi începe prin a pune drojdia uscată și zahărul în apa călduță. Amestecăm, după care o lăsăm 10 minute deoparte. O să adaug sarea în făină. Adăugăm amestecul de drojdie. O să adaug și uleiul. Presărăm puțină făină pe blatul de lucru. Răsturnăm aluatul pe masă. După care vom presăra puțină făină deasupra și îl frământăm 2-3 minute. Aluatul nostru este gata și așa ar trebui să arate. Acum voi pune aluatul într-un bol în care am pus puțin ulei de măsline. Voi acoperi bolul cu un prosop, îl voi pune la un loc călduț și îl vom lăsa aproximativ o oră până când își va dubla volumul. Aluatul este gata, îl voi împărți în două. Aluatul este suficient pentru două tăvi de pizza. Presărăm făină pe masă, punem aluatul și îl vom apăsa cu degetele. Tava mea pentru pizza are diametrul de 29 de cm. Înțepăm aluatul cu furculița. Voi pune busuiocul tocat peste sosul de roșii picant și amestecăm. Voi pune sosul cu ajutorul unui polonic. O să pun puțin piper. Nu voi pune sare, întrucât sosul meu este deja sărat. Acum punem și cașcavalul ras. Adăugăm salamul. Și presar încă puțin cașcaval. Acum putem băga pizza la cuptorul preîncins la 230 de grade pentru 15 minute. Aceasta a fost rețeta pentru pizza salami, sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez numai bine până la următoarea rețetă. Pa, pa!